Penele de curent sunt zilnice, iar frigiderele, televizoarele și centralele electrice pe gaz sunt primele victime. Cred că într-o săptămână, să nu exagerez, dar a fost de 5-6 ori oprit curent. Câte o oră, 3 ore, nu le mai plătim lumina și cu asta, cum în Occident. Au zis că au probleme cu cablu, cu împământările. Că am mâncat la lumânare de câteva serii săptămâna trecută. Un vâjit, așa tot timpul, l-am scos din priză ca să nu-l ardem de tot. Compania Enel spune că problemele apar din cauza rețelei vechi, care nu poate susține un consum atât de mare, și promite că începe un program de modernizare. Până atunci, electroniștii ne sfătuiesc să ne ferim aparatura din locuințe cu ajutorul prelungitoarelor cu protecție, care preiau diferențele de tensiune din rețea. În plus, aparatele trebuie scoase din priză când plecăm de acasă. Televizoarele sunt cel mai des afectate. Când stă cu acel LED de stand-by aprins, televizorul este tot timpul alimentat. Legea spune că Enel trebuie să acorde despăgubiri pentru pagubele produse din vina companiei. Constatările și verificările pot să dureze mai mult de 2 luni. Apoi cercetările nu sunt făcute de specialiști independenți, ci de angajații Enel. Peste 500 de aparate electrice care ajung în acest serviciu în fiecare lună sunt avariate de fluctuațiile de tensiune. În fiecare an, peste 2200 de reclamații sunt trimise către Autoritatea de Reglementare în domeniul energiei. În cele mai multe, clienții se plâng de factura la energie și de variațiile de tensiune din rețeaua electrică.